proiect internațional în care vor putea utiliza abilități TIC, deci abilități care țin de folosirea calculatorului, nu a fost nevoie să le spun mai mult. Și a fost destul de simplu ca să-i pot coopta în acest proiect. Când a început proiectul și când se va sfârși? Proiectul a debutat în septembrie cu conferința, acest kick-off meeting se numește, de la Lașco din Slovenia. Continuă cu cele două reuniuni de proiect din Bitola și din Botoșani și se va încheia în martie-aprilie, când vom avea conferința acel de la Bratislava. Cui se va adresa ziarul online pe care îl veți face? Când se va finaliza proiectul? Da. Da, ziarul online are un grup țintă mare. Este vorba de Academia Școlilor din Europa Centrală și de Est. În primă fază, sau să spunem, asta e targetul cel mai mare. Iar, în mod direct și foarte direct, celor care sunt implicați în acest proiect ca parteneri, respectiv școala noastră și școala din Bitola. Și acolo, pe ziarul online, ce veți posta? Articole. Articole despre ce? Articole despre noi, ca și școală. Articole despre activitățile care am desfășurat în acest proiect, despre impactul activităților asupra elevilor și asupra cadrelor didactice și sustenabilitatea acestui proiect. Dacă proiectul va putea, are șanse să continue într-o formă sau alta și în anul următor. Și care va fi numele ziarului? Numele ziarului este în discuție. Noi am propus My Media World sau World Media, dar va trebui să cerem și acceptul partenerilor macedonieni, să vedem dacă și ei sunt de acord cu această denumire. Oricum, va conține cuvântul media. Și mi-ar place foarte mult ca aul acela din coada cuvântului media să fie de fapt arond. Ca să facem legătura cu internetul. Și am înțeles că au fost la voi cei din Macedonia, acum și da, au fost cele trei doamne profesoare și o delegație de 5 elevi din Macedonia, elevi de clasa a 7-a și a 8-a. Și vreau să vă spun că au fost foarte încântați de șederea lor aici și mai ales de faptul că l-au prins și pe Moș Nicolae. La ei nu există acest obicei și mă mir pentru că sunt ortodoxi, ca și noi, perit vechi, da, într-adevăr, dar nu știau de obiceiul acesta de Sfântul Nicolae și fiind cazați în familie, familiile au avut grijă ca în dimineața zilei de așa, ghetuțele să fie umplute cu dulciuri și fructe și ciorăpâi, mă rog, ce primim noi, ce primesc copiii noștri de Sfântul Nicolae. Și pe ce dată veți pleca și veni? Vom pleca pe 18 februarie și ne vom întoarce pe 22, deci stăm vreo 4 zile în Macedonia și vom traversa Bulgaria. Sperăm că vom avea o vreme bună ca să vizităm și mozaicul de la Heracleia. Heracleia fiind orașul lui Hercule, un oraș care, vestigiile acestui oraș antic sunt exact lângă Bitola și acolo se află un mozaic celebru în lumea antică, de care ei sunt foarte mândri și care ne-au promis că vom merge să-l vizităm. Este al doilea mozaic celebru din lumea antică, după cel de la Pompei. Da, vă mulțumesc mult pentru interviu. Și eu îți mulțumesc pentru... Și vă mulțumesc pentru timpul care mi l-ați dat. Pentru faptul că m-ai făcut să mă simt importantă. Mulțumesc!